Știați că pe raza localității Turdaș, la o distanță de nici 10 km de nodul de cale ferată din Simeria, a fost construit primul tunel din România de după 1990 pe tronsonul feroviar modernizat Sighișoara-Simeria? Tunelul este unul dintre cele mai spectaculoase din România, fiind realizat în totalitate în curbă și este primul din țara noastră construit prin metoda tranșee complet deschisă. Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Ionuț Săvoiu, responsabil cu coordonarea domeniului feroviar, a distribuit o filmare din tunelul Turdaș, cu o lungime de 780 de metri, despre care a scris că este primul tunel din România construit după 1990 pe tronsonul feroviar modernizat Sighișoara-Simeria. Considerat unul dintre cele mai spectaculoase din România, tunelul este realizat în totalitate, în curbă și este primul din țara noastră construit prin metoda tranșee complet deschisă. Între timp, lucrările pe Sighișoara-Simeria au fost recepționate, iar durata călătoriei cu trenul între cele două localități a scăzut de la 3 ore și 13 minute în 2020 la 1 oră și 47 de minute în prezent. În cadrul proiectului de reabilitare a liniei de cale ferată frontieră Curtici-Simeria, parte componentă a coridorului 4 pan-european, din a doua jumătate a acestui an, trenurile vor putea circula cu viteza de 160 de km pe oră și de la Curtici până la Sighișoara, după finalizarea lucrărilor de reabilitare a liniei de cale ferată Simeria-Gurasada, a declarat anul trecut la DEVA ministrul transporturilor Sorin Grindeanu. Trenurile de călători din România merg cu o viteză medie de 44,83 km pe oră, iar cele de marfă cu 15,63 km pe oră, se arată într-un raport al CFE Călători, iar Uniunea Europeană obligă România ca până în 2030 pe coridoarele pan-europene trenurile să circule cu viteza de 160 de km pe oră.